Circulația autoturismelor pe strada Greveln, de la intersecția cu strada stadionului până la hanul Greveln, va fi restricționată marți de Sfânta Maria. Motivul îl reprezintă organizarea evenimentului Petrecere la Han. Astfel, nu se va putea circula pe această arteră în intervalul orar 13-21. Pe perioada aplicării restricțiilor vor avea acces doar riveranii, echipajele de intervenție și aprovizionare. Pentru a evita blocajele rutiere, care ar putea apărea cu prilejul evenimentului folcloric Petrecere la Han, organizat la hanul Greveln în data de 15 august 2023, circulația rutieră pe strada Greveln, segmentul de drum cuprins între intersecția cu strada stadionului și hanul Greveln, va fi restricționată în intervalul orar 13-21, permițându-se astfel doar accesul riveranilor, cel al echipajelor pentru intervenții și aprovizionare. Precizăm că măsura restricționării traficului rutier pe strada Greveln în ziua și intervalul orar precizate anterior a fost stabilită de către Comisia de Avizare a Adunărilor Publice la nivelul municipiului Mediaș, conform reglementărilor legale în vigoare, și are ca scop evitarea blocajelor rutiere și asigurarea accesului autospecialelor pentru intervenții în cazul unor situații de urgență. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă așteptăm alături de noi la hanul Greveln să petrecem împreună momente cât mai frumoase în compania interpreților de muzică populară și a grupurilor folclorice prezente la ediția din acest an a evenimentului Petrecere la Han. Primăria Mediaș, cu sprijinul Asociației Mediaș 750 de ani, va marca și anul acesta sărbătoarea de Sfânta Maria printr-un spectacol folcloric de excepție, intitulat Petrecere la Han. Soliști și ansambluri de muzică populară vor concerta marți, începând cu ora 16, la hanul Greveln.